Toți copiii de etnie tătară și turcă vor fi sărbătoriți mâine la Constanța, de ziua suveranității naționale și a copilului. Cei mici vor avea parte de cele mai palpitante competiții, unde vor trebui să își pună la încercare talentul și îndemânarea. Uniunea Democrată a Tătarilor turco musulmani din România pune la dispoziție o mare parte din premiile care le vor fi înmânate participanților. Ziua suveranității naționale și a copilului este sărbătorită în Republica Turcia în fiecare an pe 23 aprilie, pentru că la această dată, în 1920, s-a unit pentru prima dată Parlamentul Turc, consfințind independența și suveranitatea Turciei. Este al treilea an când această zi este sărbătorită și la Constanța. Implicați în această activitate sunt și Inspectoratul Școlar Constanța, dar și Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța.